Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase, eu sunt Edi și astăzi vom discuta despre mai multe salvări pentru bancheri, nu vor repara un sistem financiar defect. Bun, și hai să vedem despre ce este vorba. În principiu, încotro se îndreaptă băncile, evident, influențează și prețul metalelor prețioase. Dar hai să-i dăm drumul la treabă, să nu mai tragem de timp și să vedem despre ce este vorba. Bun, Consiliul Rezervei Federale a redus cerințele privind rezervele bancare la zero în martie 2020. Prin urmare, băncilor din Statele Unite nu li se cere tehnic să susțină depozite clienților cu nimic. Adică să nu fie garantate depozitele. Chiar dacă președintele Jerome Powell a insistat anterior că Fed are deja toate instrumentele de care ar avea nevoie pentru a face față oricărei crize, Fed a creat un nou instrument extravagant ca răspuns la eșecurile Silvergate Bank, Silicon Valley Bank și Signature Bank. Noul program de finanțare a băncii al Fed este un program de salvare bancar modificat și este accesat de alte bănci care acum cedează sub presiunea investițiilor lor proaste și deponenții care fug. Deci ce se întâmplă în continuare? Mulți din SUA se întreabă când vor ieși alte bănci regionale sau dacă cele mai mari bănci din lume le vor prelua. Această politică de 0% rezerve obligatorii face mai probabile prăbușiri ale băncilor. Păi, ce vă spuneam eu? Că băncile nu sunt obligate să dețină capital. Da? Și practic se folosesc de banii noștri, de banii tăi, care cine știe prin câte sacrificii ai trecut ca să obții acei bani. Plus că tu nu vezi toți banii, în primul rând. Adică o parte din ei se duc către stat, așa. Nici n-a pus să-i vezi, știi? Și mă refer la salariu brut aici, în care tu vezi decât salariul net. Restul nici nu-i vezi la culoare. Cum arată, ce formă au, chiar dacă tu știi cum arată, dar practic nu-i vezi, da? Bun, dar alte forțe negative sunt de asemenea la lucru, ia să vedem. Diferența dintre aceste recente prăbușiri bancare și criza din 2008 este modul în care au început. Problemele de la Silicon Valley Bank au provenit dintr-o fugă bancară, declanșată de scăderi mari ale pierderilor din portofoliul de obligațiuni al băncii și de o proporție uriașă a depozitelor neasigurate. Deponenții au fugit din cauza unei temeri întemeiate de insolvența SVB. Da, ăsta, faza cu fugitul din cauza fricii s-a întâmplat și în Japonia, am impresia, sau în China, sau Corea, nu mai știu unde, în care o bancă avea o prelată la intrare. Și vis-a-vis de intrare era stația la mașină, cum e la noi STB-ul. Și oamenii începuse să plouă și oamenii început să se retragă acolo, sub acea copertină. Și lumea a început să-i vadă că se strâng acolo și au crezut că se întâmplă ceva. Și ce crezi? În câteva, cum îi zice, n-a durat mult, în 2-3 ore, s-a adunat lumea să-și retragă banii de la bancă și a dat banca faliment. Deci, vezi ce înseamnă frică? De asta vă tot spun că nu avem ce să facem cu frica, că nu e de noi frica. Nu are treabă frica cu realitatea, știi? Bun, în urmă cu 15 ani, acea criză financiară a provenit din împrumuturile subprime pentru locuințe. Apoi a existat o combinație de împrumut bancar riscant, reglementare slabă și capital redus. O scădere cu 2% a valorii acelor credite neperformante a fost suficientă pentru a șterge capitalul unor bănci. Actuala industrie bancară pare să nu mai fie echipată pentru a preveni o criză în stil 2008. Twitter și Reddit au chiar și hashtag-uri precum Bankrun, trending în fiecare săptămână. Da? Îți dai seama că lumea comunică, că acum mai ai acces la comunicare. Și e simplu să, ca oamenii să distribuie un mesaj cu impact. Da? Oamenii obișnuiți care lucrează pentru salarii impozabile sau care dețin afaceri mici nu cred că este corect că bancherii prea mari pentru a ieșua să primească salvări. Păi nu cred că este corect, dar nu că nu cred, dar eu sunt absolut convins că nu
nu trebuie să primească salvări. Adică legile sunt pentru toată lumea sau pentru fraier? Vezi? Eu așa văd lucrurile, știi? Până la urmă, legea e lege și trebuie respectată. Adică, bun. După cum s-a glumit, capitalismul fără faliment este ca și creștinismul fără iad. Trebuie să existe consecințe și responsabilitate. Exact ce ți-am zis. Se ridică multe întrebări în legătură cu politica de reformă bancară pentru a îmbunătăți integritatea băncilor și a preveni viitoarele probleme de tip Silicon Valley Bank. Ar trebui băncile să păstreze mai mulți numerari la îndemână pentru a reduce riscul. Fondul de asigurare a depozitelor FDIC are nevoie de mai mult capital pentru a acoperi eșecurile viitoare în așteptare. Va veni Fed cu pachete de salvare nesfârșite. Banca Rezervei Federale a creat programul de finanțare pe termen lung a băncilor pentru a oferi băncilor acces la lichiditate fără a fi forțate să-și funde investițiile pierdute. BTFP oferă băncilor împrumuturi în condiții mai accesibile decât oferă de obicei Fed. De exemplu, băncile pot publica garanții evaluate la 100 de cenți pe dolar, mai degrabă decât să le marcheze la valoarea sa actuală de piață, adică mult mai mică de când Fed a început să majoreze ratele dobânzilor în urmă cu un an. Cu alte cuvinte, băncile pot face o pârghie împotriva titlurilor de valoare, de obicei obligațiuni, cu valori profund deteriorate, de parcă ar fi încă meritat valoarea lor inițială. Ăștia 100 de cenți mi-a adus aminte de că am tot vrut să vă transmit ceva și tot îmi scăpa, dar faza cu 100 de cenți, cenții, de fapt, cum îi zice, o bancnotă de 1 dolar sau de 100 de dolari, pe americanii costă 16 cenți ca să producă acea bancnotă. În schimb, țările care se împrumută de bani trebuie să cumpere dolarii cu banii lor reali. Da? Ca și la noi. E cât e? 5 lei, 4 lei, nici nu știu că în asta să urmăresc. Dar trebuie să dai 5 lei ca să schimbi. În schimb, ei când se împrumută, ei doar printează bani. Adică îi costă 16 cenți o bancnotă. Cam atât plătesc ei pentru împrumutul lor. Împrumut între ghilimele de rigoare, da? O reacție în lanț ruptă. Băncile trebuie să păstreze mai mult numerar pentru a acoperi răscumpărarea bruscă a depozitelor. Întregul sistem se bazează pe încredere, iar încrederea dispare rapid. Oricine cunoaște modul în care funcționează sistemul bancar cu rezerve fracționale înțelege că există riscuri inerente în a împrumuta banii unei bănci. Deoarece cele mai multe bănci încă încearcă să scape cu dobânzi mici pentru a încerca să-și compenseze pierderile în altă parte. Deponenții sunt acum stimulați să-și smulgă depozitele și să obțină o rată de rentabilitate mult mai mare a banilor în altă parte. Băncile se laudă uneori că depășesc pragul de rezervă de 0%. La sfârșitul lunii decembrie, Bank of America avea 2% din 1,93 de trilioane de dolari în numerar. JP Morgan a deținut 2% din depozitele sale de 2,3 trilioane de dolari în numerar. Cât de șchiop. Adică cât de nesebuit. Rugările bancare nu s-au terminat. Ranurile bancare nu s-au terminat. De asemenea, Fed și FDIC perpetuează această problemă prin sprijinirea băncilor care și asumă riscuri excesive. Stai să vedem dacă sunt ranurile. Dar oricum, eu sunt de părere că, uite, vezi, da, bank runs are not over. Fuga de bănci încă nu s-a terminat, da? Fuga oamenilor de bănci. Fed a împins ratele dobânzilor de la aproape 0 la aproape 5 puncte în 12 luni. Aceste creșteri rapide și furioase ale dobânzilor au stricat sistemul financiar, deoarece băncile s-au blocat în obligațiuni pe termen lung atunci când ratele erau scăzute. Acest lucru se va termina prost pentru economisitori și investitori, cu excepția cazului în care au aur și argint fizic. Criza creditelor se agravează. Băncile vor folosi termeni precum criză de lichiditate în loc de insolvență. Da, aurul și argintul strălucesc în vremuri de astfel de risc sistemic. Să știi că ei tot vehiculează criza de lichiditate în piață de anul trecut, că vine criza de lichiditate și, practic asta înseamnă insolvența băncilor. Da, uite că nu m-am gândit la asta. Dar așa este.
Bun, cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi.